Data trecută am vorbit de focul dragostei lui, ce înseamnă să fie umplut de foc. Atunci, Domnul a început mai departe să vorbească, să mă prelucreze și să toarne din nou ceva din el, care a mai avut, dar de data asta parcă e mai puternic, acea flacără a iubirii, a gloriei lui, încât atunci când citesc cuvântul lui și mai mult despre el, cine este el, dacă citim versetele din Daniel, din Ezechiel, din Apocalipsa, în care descrie cât de cât prin viziunile care a avut-o acești profeți despre gloria lui Dumnezeu, nu poți decât să te prăbușești cu fața la pământ și zici, Doamne, pleacă de la mine, că nu merit să pot să vii până la mine. Nu merit, Doamne, să pot să am acest har ca Dumnezeul gloriei, Dumnezeul slavei, să se coboare până la noi și să ne atingă, să ne vorbească sau doar de a simți prezența Lui. Am avut săptămâna asta pe care ați ascultat, reascultați, o să repet doar câteva lucruri despre ce înseamnă vină mai sus, urcă mai sus, așa cum i-a zis îngerului Ioan la Apocalipsa, vină mai sus să-ți arăt. Trăim într-o vreme atât de grea, dar văd atâta fire și suntem atât de legați de pământ, de durere, de necazuri, de luptele pământești, de luptele cu diavolul. Și Domnul vrea încet, încet să ieșim de acolo, să mergem la un alt nivel. Am spus de atâtea ori, sunt trepte și trepte în viața noastră și Domnul mi-a dat harul să fac puțin comparație cum era în Vechiul Testament cortul întâlnirii. Când Dumnezeu i-a arătat lui Moise în cer, totul este în cer, deci nimic nu este nou pe pământ și ceea ce vrem este deja în cer. Trebuie doar să ajungem prin Duhul acolo ca să le vedem și apoi să le facem, să le construim, să le spunem pe pământ. Și Dumnezeu îi dă porunci atât de detaliate lui Moise cum să facă cortul întâlnirii. Nu intru în amănunte, cu toate că am ascultat anumiți evrei, rabini, și când îți explică fiecare amănunt pe care Dumnezeu l-a spus pentru construirea cortului, inclusiv fiecare centimetru, fiecare metru, fiecare culoare, absolut tot are așa mare însemnătate astăzi pentru noi, toate în Hristos. Deci sunt informații greu de digerat, poate și poate zici, pe mine nu mă ajută că eu am atâta necaz, durere și tot ne concentrăm tot la ale noastre. Domnul vrea ca astăzi, și probabil că deja sunteți acolo, dar pentru cine nu este, să mergem mai sus, să începem să vedem gloria Lui, slava Lui, cine este El. Că dacă noi totdeauna suntem conștienți mai mult de lume, de păcat, de durere, de necaz, de diavolul, tot la un nivel rămânem. Și în Vechiul Testament, cortul întâlnirii era format din trei părți. Era în primul rând un gard, de jur împrejur, destul de înalt ca să nu poți să vezi înăuntru. Apoi era o singură poartă, una singură, în care puteai să intri și era curtea din afară. Da? Aceasta simbolizează și ne spune nouă, deci în Vechiul Testament oamenii veneau cu jertfa, cu animalul, ca să fie sacrificat pentru păcatele lor. Și acolo era altarul de jertfă și apoi mai era un lighean cu apă care să se spele preoții că se murdăreau de sânge. Și apoi urma locul sfânt și locul preasfânt. Da? Acum, ce înțelegem noi prin aceasta? Domnul Iisus este singura cale, El este ușa. Cei care sunt în afară și doresc să intre, să vadă ce înseamnă să fii pocăit, ce înseamnă să fii creștin, ai nevoie în primul rând să intri pe această cale, căci Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la mine, zice Dumnezeu, deci nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acum, sunt atâția și printre care și noi am fost în lume în păcat, și am intrat pe această cale, am intrat în curtea din afară. Și ce înseamnă jertfa? Credem în jertfa Domnului Iisus. Noi nu trebuie să mai aducem jertfe ca în Vechiul Testament. Ne pocăim, cerem iertare. Aici se produce acea împăcare cu Dumnezeu. Aici ni se spală păcatele, ne pare rău, primim pe Domnul ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Apoi urmează acel mic vas de bronz în care se spălau. Ce înseamnă pentru noi astăzi? Trebuie să ajungem să fim
spălați, botezați, e moartea euului nostru. De aici, dacă noi învățăm moartea firii și a euului, ne va fi foarte ușor să intrăm în locul sfânt și apoi în locul preasfânt. Dar cei mai mulți rămân aici și noi nu înțelegem scufundarea, ce înseamnă botezul, de fapt, nu apa te mântuiește sau te schimbă, e doar acel simbol, e această poruncă și acel simbol de scufundare, de moarte totală. A murit Domnul Iisus să ne ierte de păcate, dar firea noastră continuă să se lupte înăuntru nostru, firea și Duhul totdeauna stă așa și trebuie să învățăm această scufundare, această moarte a euului și nu e deloc ușoară. Apoi, de aici există o altă poartă cu mari detalii pe care Dumnezeu le-a spus să facă și ajung în locul sfânt. În locul sfânt erau trei obiecte foarte importante. Unul era sfetnicul cu 7 brațe în care se punea mereu ulei ca să lumineze. Era masa cu cele 12 pâini, după numărul patriarhilor lui Israel, cei 12 seminții al lui Israel. Și apoi, aproape de perdea, când să intri în Sfânta Sfintelor, era un altar totul de aur al tămâierii, unde se ducea tămâie. Erau 4 ingrediente care trebuiau amestecate și se aducea tămâie. Și de acolo intra în Sfânta Sfintelor. Acum, ce înțelegem? Ce înseamnă toate acestea? În primul rând, pâinile. Ce înseamnă? Pâinea este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în momentul când noi ne-am pocăit, trebuie să ne urcăm la alt nivel. Bine, ne-am pocăit. Aici este locul zgomotului, locul jertfelor, locul în care cei mai mulți, și mă doare să spun, creștini de ani de zile, un an, 10, 20, 50, sunt tot în curtea din afară. N-au ajuns deloc în locul sfânt în care să primească revelația adevărului lui Hristos, revelația luminii Duhului Sfânt, pentru că lumina, lampadarul acesta, sfernicul înseamnă lumina, revelația care o primim din cuvânt să ne ducă la un alt nivel. Pâinea este cuvântul, este adevărul, este Hristos. Și apoi, acel altar înseamnă postul, rugăciunea, lauda, închinarea și mijlocirea. Mijlocirea, învățăm să mijlocim pentru alții. Nu numai ne văităm mereu de noi, eu și problema mea, eu și necazul meu. Păi nu te-ai săturat odată să te rogi doar pentru tine, dă-i-le Domnului, începe să mijlocești pentru alții. Și mulți nu înțeleg aceasta. Acum, cei care rămân încă în curtea din afară, este foarte periculos să stai acolo. Oricând poți să cazi, firea, lumea, păcatul, încă au acces în viața lor. Ei nu înțeleg aceste lucruri mai înalte. Și dacă au rămas tot acolo și tu vii și spui, uite ce experiență a avut cu Dumnezeu, uite ce te-a descoperit Dumnezeu, vine și te lovește, vine și te contrazice, vine și te atacă. De ce? Pentru că ei nu au ajuns acolo, dar ei cred că sunt ok. Ei nu-și văd viața, ei nu văd relația cu Domnul, că încă sunt la primii pași. Domnul ne vrea, ok, ai făcut acești pași, vină mai sus, mai aproape de mine. Și cei mai mulți încep să aibă experiențe cu Dumnezeu aici, în locul sfânt. Aici, în locul sfânt, cum am spus, încep să citesc cuvântul, încep să meditez cuvântul. Aici este locul în care trebuie neapărat să-ți faci timp de Dumnezeu. Când iei Biblia, nu doar te grăbi, citește, meditează, studiază, scrie, roagă-te, plângi, iar îi mulțumești Domnului, iar o iei, iar te duci în concordanță, mai cauți o predică, mai cauți în Vechiul Testament, în Noul Testament, să se deschidă mintea, să te lumineze, să ai mai multă informație, cunoștință și apoi revelație, ca să poți să-L înțelegi pe Hristos, să înțelegi că cuvântul este adevărul viu, adevărul viu. Fără adevăr noi nu putem să mergem mai departe, rămânem tot în minciună sau în tradiții și forme. Și bineînțeles, avem așa mare nevoie de lumina dată de Duhul Sfânt și de aceea mereu mă rog și v-am încurajat să vă rugați de câte ori te duci la biserică sau citești în Biblie, Doamne, dă-mi Tatăl gloriei, dă-mi un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Ta. Deci numai prin Duhul Sfânt putem să înțelegem aceasta, numai prin Duhul Sfânt putem să pricepem ce vrea Domnul să ne vorbească. Și apoi, a treia parte, care vreau să discut mai mult despre ea, este aceasta, să intrăm în Sfânta Sfintelor. Între locul sfânt și locul preasfânt, Dumnezeu a dat poruncă să se facă o perdea groasă, istoricii spun cât palma, probabil, cam așa, foarte lată, foarte groasă, care nimeni nu putea să o rupă. De ce mari preoți și farisei au fost atât de speriați când Domnul Iisus a murit, că acea perdea atât de groasă, care dacă puneai cai să tragă unul stânga, unul dreapta, spunea cineva, nu putea să o rupă.
Și acea perdea s-a rupt numai când Domnul Iisus a murit. Asta ce înseamnă? El este jertfa desăvârșită pentru totdeauna. Nu mai trebuie să venim mereu cu ritualurile care au fost în Vechiul Testament. Acum, în Vechiul Testament, doar marele preot avea voie o dată pe an să intre în Sfânta Sfintelor sau în locul prea sfânt. Și el purta acea haină, acea, cum erau ei îmbrăcați în Vechiul Testament, și jos aveau clopoței, totodată legat de picior cu o sfoară, că dacă cumva ajungea în Sfânta Sfintelor și avea doar un gând vinovat, murea pe loc. Atât de puternică era prezența și sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci nimeni nu putea să intre, că toți mureau. Țineți minte și cu Uza, când a atins chivotul, a murit pe loc. Și atunci trebuia să-l tragă cu sfoara, dacă era cazul. Biblia nu menționează de niciun caz, dar ei erau pregătiți pentru asta. Și marele preot venea cu această mireasmă înaintea lui Dumnezeu să aducă jertfele, cu alte cuvinte, pentru păcatele poporului să fie iertați. Noi acum avem acest har de a intra în Sfânta Sfintelor, prezența Domnului. Deci atunci în cort era chivotul. În chivot erau trei ingrediente, da? Era mana, care a hrănit poporul, era toiagul lui Aron, care înflorise și rodise. Și dacă știm în istorie, când Dumnezeu a vrut să aleagă pe cine a vrut el să aleagă să fie preot, a zis, spuneți toți toiagele jos, dintre toate semințiile. Și a doua zi, ce toiag va înflori și va rodi, acela este ales de Dumnezeu. Și minunea a fost că Aron a fost ales, numai toiagul lui a înflorit și a rodit. Și aceasta a rămas în chivot, ca o aducere aminte, și bineînțeles tablele legii. Când a fost vremea cu Solomon să aducă chivotul în templu, nu mai era corp, în chivot nu mai era nici mana, nici toiagul, erau doar tablele legii. Nu intru în toate acestea amănunte, doar ca să știm. Noi acum trebuie să înțelegem, Sfânta Sfintelor înseamnă Dumnezeu, prezența Lui, gloria Lui. Nu ai cum ca să ajungi dintr-o dată aici. Deci sunt trei trepte, curtea din afară, locul sfânt, locul prea sfânt. Cât timp încă ești în fire, în lume, în judecată, în critică, în nemulțumire și tot felul de stări din acestea și tu nu ai ajuns să-L cunoști pe Hristos, revelat prin Duhul Sfânt, nu ești botezat cu Duhul Sfânt, n-ai plinătatea Duhului Sfânt, revelațiile Duhului Sfânt, nu neapărat darurile. Atenție mare! Da? Nu ai cum să mergi mai sus în prezența Lui. Sunt trepte. Ai nevoie de experiențe, ai nevoie de zdrobire, ai nevoie de încercări, ai nevoie de lumină, ai nevoie de revelație. Ai nevoie să crești, avem nevoie să creștem din treaptă în treaptă, din glorie în glorie, până în vârful cel mai sus. De aceea avem nevoie ca să înțelegem toate aceste trepte și să ne vedem la care treapte suntem. Și atâtea lucruri putem compara cu aceste trei trepte. De exemplu, cum am zis, ne gândim la ce înseamnă să fii bun, mai bun și foarte bun. Sunt trepte, n-ai cum dintr-o dată să fii foarte bun sau cel mai bun până nu începi de aici de jos. Sunt, când e să rodești 30, 60, 100%, n-ai cum dintr-o dată. Deci sunt trepte și trepte de cercetare, de umplere, de creștere, de maturizare în prezența lui Dumnezeu ca să ajungem acolo. Acolo totul e diferit. Puțin au harul și au ajuns acolo, dar Domnul mi-a îngăduit de multe ori să ajung acolo, dar mă doare că nu pot să stau mereu acolo, aș vrea să fiu totdeauna acolo. Și în încercările prin care am trecut cumva, focul acela din mine s-a mai stins. Și de aceea am simțit un gol, că odată ce-L guș pe Dumnezeu, odată ce experimentez Sfânta Sfintă, odată ce experimentez gloria Domnului, care nu pot să o explici în cuvinte omenești, și apoi simți puțin că s-a retras sau există un gol, nu ai pace, nu ai liniște și nimic nu te satisface, nimic nu te împlinește decât să fii mereu acolo cu El. Acum, meditând la toate acestea, nu vă pot spune cât am plâns și ce lacrimi și ce prezență dumnezeiască, încât nu puteam să opresc lacrimile, fără să te rogi, fără nimic decât prezența lui Dumnezeu. Nu suntem obișnuiți noi cu cuvântul glorie, în românește tradus slavă. Da, eu trăind aici de ani de zile, se folosește cuvântul glorie și mi se pare mult mai greu, mai puternic, mai atrăgător cuvântul glorie. Dar în românește înseamnă slavă. Dar prea puțin vorbim despre gloria lui Dumnezeu.
Și de ce? Pentru că nu ni s-a spus despre așa ceva, nu am auzit sau n-am citit pe alții despre așa ceva, nu am avut revelațiile noastre personale ce înseamnă cu adevărat gloria lui Dumnezeu. E un har și cu toată smerenia o spun, când Domnul a început să-mi cerceteze viața, când am citit Biblia de atâtea ori, dacă am ajuns la Exodul 33:18 și când l-am citit despre Moise care a zis, arată-mi slava ta, arată-mi gloria ta, în momentul acela am simțit așa o putere, o flacără, un magnet care mă trăgea atât de puternic în așa ceva și am zis, Doamne, am citit de atâtea ori, dar niciodată n-a făcut sens. Istorie. A zis Moise. Dumnezeu l-a dus. Istorie, nu-i așa? Cei mai mulți din istorie. De atunci viața mea s-a schimbat și a zis, nu, eu nu mai vreau doar istorie. Nu vreau doar să știu despre. Vreau și eu. Aceasta e un har care El mi-a dat tot de la El din toate. El își cunoaște inima, căutarea, dorința, zdrobirea, cât de mult ești gata ca să plătești prețul și să cauți mai mult din Dumnezeu și nu ești mulțumit, mulțumită doar pe o formă de evlavie, doar în tradiția ta, doar în confortul tău, doar în treaba ta, sunt mântuit și merg în cer. Nu, eu am zis nu, eu nu vreau să stau doar în curtea din afară. Acolo avem doar mântuirea. Îl cunoaștem pe Domnul Iisus doar ca mântuitor și cei mai mulți acolo sunt și merg în cer, n-a zis nimeni că nu merge în cer. Dar eu vreau să-L cunosc. Pe Duhul Sfânt, vreau să am această întâlnire cu Duhul Sfânt, să am lumina, revelația Duhului Sfânt în lucrurile care sunt mai sus, în lucrurile care reprezintă pe Dumnezeu, majestatea Lui, splendoarea Lui, gloria Lui, tot ceea ce este El. Am nevoie și vreau să-L cunosc pe Domnul Iisus ca adevărul, dar adevărul nu dar teorie, adevărul care mă face liberă de orice stări negative, de orice stări religioase, de orice care nu-i place Lui. Să devin atât de sensibilă la vocea Lui, la planul Lui. Zic, Doamne, nu se poate să fie doar atât. Și din nou spun, m-au ajutat mult predicile și cărțile oamenilor, femeilor care au experimentat așa ceva. Și am zis, Doamne, vreau și eu. Nu m-am opus, cum fac cei mai mulți. Oh, nu, no, că nu e, că nu, 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 am zis, Doamne, este, simțeam că îmi aparține și mie, că vreau și eu, e și pentru mine. Și aceasta mi-a dat Domnul harul ca să înaintez și am zis, Doamne, mă rugam zi și noapte, arată-mi gloria Ta. Vreau să Te cunosc și vreau să Te iubesc. Voi insista, ascultați tot felul de predici, slavă Domnului, toate sunt bune. Dar nu e niciuna mai bună decât aceea care îl arată pe Dumnezeu, care vorbim despre Dumnezeu, care îl onorăm pe Dumnezeu. Cântările, de asemenea, sunt de trei feluri. Cântarea care doar de jale, doar de mântuire, doar sunt bune. Nu zic nu, deci suntem deja în cort, deja suntem în prezența lui Dumnezeu. Dar sunt trepte și am fost crescuți și învățați mai mult cu melodii care atinge mai multe emoțiile și ne punem pe plâns când vorbești despre durerea mea. Îmi vorbește despre necazul meu și mă prăbușesc când plâng și ne place și la biserică toți plângem. Nu-i nimic rău, dar eu nu vreau numai acolo, eu nu vreau doar astfel de cântări. Vreau cântări care mă duc mai sus, care vin prin revelația Duhului Sfânt. Cântări care îl onorează pe Hristos și îmi vorbește despre Hristos și cine este Hristos cu adevărat. Unsul, prea iubitul, prințul păcii. Pe aceasta vreau eu și nu sunt mulțumită nici doar cu acestea. Vreau mai sus. Adevărata închinare, adevărata închinare în care nu mai e nimic despre mine, despre noi. Nu mai e nimic nici să măcar să mai cer ceva. În prezența Lui, în Sfânta Sfinților, e doar despre El. Tu ești Sfânt, Tu ești atotputernic, Tu, doar Tu, glorie, onoare, Sfânt, glorie, mărire Ție. Sau, voi pregăti un alt mesaj mai mult despre aceasta, în Sfânta Sfintelor, primești revelația divină a cântărilor cerești. Acolo primești o cântare nouă. Acolo de-abia înveți să cânți în limbi. Acolo doar melodii care nu le-ai auzit niciodată încep să iasă. Creativitatea începe să se conecteze înăuntrul tău și începi să cânți, te unești cu îngeri în cântare și doar îl glorifici pe Dumnezeu. Când ești în acea închinare, abia atunci prezența, puterea, gloria lui Dumnezeu te atinge, te schimbă, încep să vin revelații, încep să vin puterea lui Dumnezeu, începe să-ți arate Domnul ceva, aici nu o să vezi tu,
ce vrea Domnul să spun aici. De ce încă e fire? E mixaj, poate cuvinte, împletitură între fire și Duhul și păreri. O, că Domnul mi-a arătat, Domnul, o fi, dar sunt puține sau nu au atâta valoare, că nu ai atâta lumină și discernământ să știi să o explici. N-ai experimentat-o, că de-abia ești în curtea din afară, de-abia ești la primii pași de mântuire și de creștere. Dacă n-ajungi aici după poate ani, poate destule experiențe în care înveți, că de multe ori, Doamne, ce ai vrut să-mi spui? Nu știu, aici n-am priceput, dar a rămas undeva scris. Mi-a arătat Domnul asta, n-am priceput-o, mi-am scris-o jos. Mi-a arătat Domnul asta, am experimentat ceva supranatural, dar n-am știut să-i explic. Dar rămâne undeva acolo. Sunt niște pietre care te ridică mai sus și mai sus și când ajungi în Sfânta Sfinților, în prezența Lui, zici, oh, acum înțeleg. Oh, acum pricep. Oh, acum face sens. Un alt lucru care de curând l-am citit și chiar vorbeam cu o soră despre asta, sunt atâtea taine, atâtea misterii, atâtea experiențe care ar trebui să nu le spunem la nimeni, doar noi și Dumnezeu. Este bine să povestim lucrările Domnului, așa ne poruncește cuvântul Domnului, este bine să spunem și am spus multe din experiențele mele, dar sunt experiențe care nu le-am spus niciodată la nimeni. Sunt experiențe doar între tine și Domnul. Și așa m-am bucurat că sora Cornelia, dacă ești pe fir, așa o revelație a avut când am vorbit cu ea și mi-a zis exact ca și cum e soțul și soția în camera ta, în camera intimă și nu trebuie să știe nimeni ce vorbiți voi acolo. Nu trebuie să știe nimeni ce se întâmplă acolo. Deci, când ești în Sfânta Sfintelor, Domnul este, ești doar tu și El. Acolo este adevărata frumusețe și mă rog ca Duhul Domnului să provoace această foame, această sete după ceva mai mult, mai sus în gloria Lui. Hai să venim puțin la Moise care a zis, Doamne, arată-mi gloria Ta, arată-mi slava Ta. Și câteva amănunte ce Domnul i-a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea. Când citesc aceste cuvinte, deja mă atrag ca un magnet și au o forță, o putere, care zic, Doamne, vreau să fiu în ea. Voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea. Nu vrei tu lucrul acesta? Atât de mult îl doresc și asta îl doresc de 20 de ani, de când Domnul a început să-mi schimbe viața. Tot timpul asta doresc, mai mult decât orice, arată-mi frumusețea Ta. Într-o altă traducere, arată-mi bunătatea Ta. Frumusețea lui Dumnezeu, când am scris prima carte, Cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu, de aici am luat cuvântul, pentru că deja mă cercetase Domnul și de aici am luat acest cuvânt, Cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu. Asta e numai o parte prin post și rugăciune, sunt mult mai multe altele și le-am scris și mai multe cărți. Și zice, apoi zice, și voi chema numele Domnului înaintea Ta. Cum adică Dumnezeu cheamă numele Lui înaintea lui Moise? Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stângă. Iată un loc lângă mine. Să-L auzi pe Dumnezeu. Spune așa, iată un loc lângă mine. Eu un pumn de țărână păcătoasă. El, Creatorul Universului, Cel Sfânt și Atotputernic, să poată să spună ție și mie, nouă, nu numai lui Moise, iată un loc lângă mine. Și când va trece slava mea, când va trece gloria mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața nu se poate vedea. Știți de ce? Nu am timp acum să intru din nou în versetele, le-am citit în celălalt mesaj de la Daniel, de la Ezechiel. Dumnezeu este foc, dar foc înseamnă glorie. Tronul Lui e din foc, roțile din foc, de sub tron curge un râu de foc. Ochii Lui sunt ca para focului. Totul pare că este foc, înger din foc. Cerubimii, serafimii, îngeri din foc, flăcări de foc face slujitor. Asta înseamnă o glorie cerească care noi nu putem vedea cu ochii aceștia decât prin Duhul, cât de cât avem puține revelații să pricepem. Deci este un foc mistuitor și nu ai cum să-l vezi să nu mori. De aceea, dar totuși Dumnezeu a zis, pun eu mâna, măcar puțin, îți fac această
favoare pentru că ai căpătat trecere înaintea mea. Și vedem la ce minunat când Dumnezeu, la Exodul 34, Dumnezeu a spus să taie două pietre, să se ducă dis de dimineață, suie-te de... Fii gata dis de dimineață și suie-te de dimineață pe muntele Sinai. Să stai acolo înaintea mea pe vârful muntelui. Deci, Dumnezeu nu a venit oriunde. Ok, Moise, vin la tine unde vrei tu. A trebuit să se scoale dis de dimineață, să urce muntele. M-am uitat la un film documentar care acum se studiază exact muntele Sinai, unde este și acum acolo sus încă mai este negru datorită fumului care totdeauna Dumnezeu se arăta prin fum și nici nu e voie să se ducă acolo, trebuie să dai bani la oamenii de acolo ca să poată să ajungă până acolo. Deci e de urcat, e mult de mers, nu e chiar așa ușor și un munte este încos în care nu sunt copaci, nu sunt niciun fel de ierburi sau ceva verdeață. Deci, ca să ajungi în Sfânta Sfintelor, nu se poate așa dintr-o dată, dar noi astăzi, prin jertfa Domnului Iisus, avem trecere și putem, o să mai vorbim despre asta. Și apoi spune, nimeni să nu se suie cu tine și nimeni să nu se arată pe tot muntele, nici boi, nici oi, să nu pască pe lângă muntele acesta. Vedem sfințenia lui Dumnezeu, cât de puternică era, încât nu putea nimeni să se apropie să trăiască, nici măcar animalele, aproape de poalele muntelui, nu numai acolo sus. Și de aici trebuie să venim cu reverență, cu milință, cu smerenie, cu dragoste înaintea Lui, căci datorită jertfei Domnului Iisus avem intrare slobodă în Sfânta Sfintelor. Și de multe ori, așa de ușor venim la biserică, așa, nu avem acea reverență față de Dumnezeu. El ne aude oriunde, este omniprezent și totuși îmi pun întrebare, nu cumva multe lucruri nu le vedem întâmplându-se pentru că nu avem acea frică de Dumnezeu, adică reverență față de sfințenia Lui și cine este El. Mergem mai departe, apoi spunem, Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă El și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea Lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Acolo spune că pedepsește păcatele părinților în copii până al treilea, patrulea neam. Noi știm că prin Domnul Iisus și inclusiv în Ieremia spune că Domnul nu mai pedepsește așa, fiecare va plăti pentru păcatul lui. Gândiți-vă ce înseamnă să vină Dumnezeu și să-L auzi că spune, dar noi avem Biblia acum, ei nu aveau atunci nimic, că Domnul este bun, e plin de îndurare, plin de bunătate, este încet la mânie. Ce vrei mai mult decât atât? Fiecare atribut al numelui lui Dumnezeu ar trebui zilnic să medităm, să ne gândim și să le credem, să le cerem în viața noastră și să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu. Multe sunt versetele în care Domnul vrea să ne vorbească despre slava Lui. La Isaia 43, de asemenea, ce pentru că ai preț în ochii mei și pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine. Deci așa mare preț avem în ochiul Dumnezeu și asta încă era în Vechiul Testament, dar mai ales datorită Domnului Iisus și a jertfei Lui și a rugăciunilor Lui pentru noi. Vreau să merg mai mult să mai discutăm despre Sfânta Sfintelor. Acum, despre gloria lui Dumnezeu. De aceea am spus, zic, este un cuvânt care nu prea este folosit. Dar aș vrea ca de azi înainte să nu existe zi, să nu chem gloria Domnului. Cât de cât puținele revelații pe care le spun despre gloria lui Dumnezeu, să le dorim, să le cerem, pentru că mi se pare că este cel mai înalt nivel la care a trebuit să trăim și să fim acolo în gloria lui Dumnezeu și să-L experimentăm pe Dumnezeu care El este gloria absolută. Așa, de pe paginile Scripturii, cum am spus, sunt mai greu de înțeles acest cuvânt, dar am ascultat pe cineva și spunea de mai multe feluri de glorie, printre care există acea glorie care în greacă se numește doxa. Această glorie, ne spune la Matei 25 cu 31, când Fiul omului va veni în gloria sa cu îngerii lui și va fi așezat pe tronul Dumnezeu și noi cu el. Deci ce vreau să spună Domnul, acest nume este să mergem din treaptă în treaptă, din glorie în glorie, până în vârful cel mai sus.
Acest cuvânt de glorie înseamnă onoare, reverență, splendoare. Așa îmi plac cuvintele acestea, care nu le are oricine și nu le poți spune unui om despre onoare, splendoare. Doamne, și încă sunt foarte săracele cuvintele acestea ca să-L arătăm noi pe Dumnezeu, să vorbim despre El. În același timp, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie atât de profundă, o conectare continuă cu majestatea, nu știu dacă e românește, a lui Dumnezeu, care este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Vedeți, din nou, în curtea din afară, îl cunoaștem pe Domnul Iisus ca Mântuitor. În locul sfânt, Domnul Iisus acum este Cel care ne aduce revelația, care este pâinea, care este adevărul, este Cel care ne duce mai sus în Sfânta Sfintelor, unde este Împărat al Împăraților și Domn al Domnilor. Nu vrei tu să-L cunoști pe acesta? Aici este mielul de jertfă, dar aici este leul Iuda, care răcnește și să distrugă puterile întunericului. Haideți să mergem prin aceste trepte, că vrem cu adevărat să-L recunoaștem pe Domnul Dumnezeu nostru, pe Domnul Iisus, ca Împărat al gloriei. Și e menționat de atâtea ori acest verset, pentru că Domnul Iisus, când va veni, va veni ca Împărat al gloriei. Wow! Abia aștept să-L vă zic, Doamne, cât de minunat va fi acele momente când Tu ești Împărat al împăraților și Domn al domnilor. Apoi mai avem cuvântul care știm cu toții, este Shekina Glory. Mulți spun acest cuvânt, care înseamnă glorie vizibilă a lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă locuiește, stă. Cu alte cuvinte, coboară gloria lui Dumnezeu, puterea, prezența lui Dumnezeu. De aceea v-am spus, nu suntem obișnuiți cu cuvântul glorie, noi suntem obișnuiți, mai mult coboară puterea lui Dumnezeu. Am fost atins de puterea sau prezența lui Dumnezeu. Dacă ne vorba de acest cuvânt Shekina Glory și noi avem niște cuvântări traduse, e vorba de prezența, gloria lui Dumnezeu care coboară și locuiește și se vede vizibil, care aduce chiar o transformare, care în momentul când El coboară și gloria Lui coboară, atinge inimi, schimbă și transformă suflete, aduce vindecare, aduce eliberare, prezența Lui dumnezească, nu neapărat lupta mea, rugăciunea mea sau postul meu, e El. Înțelegeți, din nou sunt trepte de rugăciune, de post, de luptă. Eu vreau să vă duc și eu împreună cu voi aici, la acest nivel în care îi dăm acces și prioritate doar Lui. Mi-am făcut parte, am postit, m-am rugat, citesc, studiez cuvântul, ascult, duc o viață sfântă, curată, prin harul care El mi-l dă, dar vreau să ajung aici și o să spun de mă odihnesc în Domnul, unde nu mai este efort, unde nu mai este transpirație, unde este doar El. Gloria Lui coboară și când gloria Lui coboară, totul se schimbă. De aceea am învățat să mă rog, Doamne, chem gloria Ta, Shekina Glory, să vină peste copii, să vină peste bărbați, să vină peste biserici, să vină peste întreaga omenire, în care Tu te manifesti și se produc schimbări și transformări. Câți dintre noi dorim aceasta? Au fost treziri pe locuri, acolo, de asemenea. Nu neapărat a fost cineva, da, au stat niște femei, s-au rugat, da, au fost niște oameni aleși al lui Dumnezeu, dar a coborât gloria lui Dumnezeu, care a dus transformare, care a dus cu adevărat o cercetare care a schimbat pentru totdeauna viața acelor persoane. Cum vedem și la Isaia 6, acolo a fost de asemenea gloria lui Dumnezeu. Când a venit peste Isaia, a luat cărbunele, i-a atins buzele, că știu că este vinovat, și gloria Domnului a coborât peste el, încât a zis, Doamne, aici sunt, trimete-mă. Când te atinge gloria Domnului, tu nu mai poți să fii la fel. Cu adevărat te aliniezi voii și planul Domnului, chiar dacă tu ai probleme, chiar dacă tu ai necazuri, chiar dacă ai durere sau moarte în familie, tu te aliniezi planul Domnului și zici, Doamne, curățește-mă cu cărbunele Tău. Acum sunt în gloria lui Dumnezeu, am văzut gloria cerului, a împăratului și sunt aici la dispoziția Ta. Trimete-mă, Doamne, folosește-mă, Doamne, pentru că nu poți altfel. Eu am văzut și am experimentat cu acesta, când a coborât focul și gloria Domnului peste viața mea, nu mai poți să zici nimic, nu mai poți să zici că nu-mi pasă. Automat intri într-un alt nivel, automat intri într-o altă glorie în care ieși în voia și planul Dumnezeu. Ascult ce spune El, nu mai poți altceva. Nu e așa că e minunat, din nou, nu e efort, nu este voia mea,
Nu este planul meu, nu e dorința mea, nu e mândria mea. Nu, toate sunt ale Lui. Dar eu a trebuit să fii prelucrat, să fii schimbat, transformat, ca să te poziționezi aici. Și aici doar asculți. Și acea ascultare nu este grea. Vine, curge. Așa de minunat este când înțelegem această putere a gloriei lui Dumnezeu. Deci gloria lui Dumnezeu înseamnă când El spune, eu sunt cu voi. Când zice eu sunt cu voi, imaginați-vă, gloria Lui coboară, prezența Lui este cu noi. De aceea, de câte ori coboară prezența lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, aceste persoane sunt total schimbate, cum am spus. Dar dacă nu ai acea sfințenie a lui Dumnezeu, dacă nu recunoști sfințenia lui Dumnezeu, dacă n-ai această relație intimă cu Dumnezeu, e greu ca acea glorie să rămână peste tine. De aceea avem nevoie, cum am spus, să cunoaștem sfințenia lui Dumnezeu. Apoi mai avem încă un cuvânt despre glorie, este kabod, gloria kabod. Aceasta înseamnă greutate. Se folosește mult în engleză de greutatea gloriei lui Dumnezeu. Simți ca ceva care a venit peste tine, dar nu este un greumând de povară, ci este așa de minunat încât simți că îți ia ție toate poverile și acea prezență a gloriei lui Dumnezeu care vine peste tine. Este că în același timp tu te vezi într-un tărâm al gloriei unde te întâlnești cu această putere a gloriei Lui, nu știu să o explic, de-aia v-am spus, am experimentat-o și nu odată, în care parcă nu mai vezi nimic, nu mai poți nimic decât este ca un nor. Țineți minte că în Vechiul Testament conducea poporul Israel ziua într-un nor în care era prezența lui Dumnezeu și ziua era în stâlpul de foc. În același timp știm bine versetele de la 2 Corinteni 4 cu 16, 17, că încercările noastre ușoare și de o clipă lucrează noi o greutate veșnică de glorie, de slavă. Este așa de minunat să înțelegem toate aceste lucruri, căci în momentul acela putem să auzim vocea lui Dumnezeu mult mai clară. De ce? Pentru că e ca și cum un nor, ești băgat ca într-o cameră sfântă a prezenței lui. Și aici Dumnezeu începe să-ți vorbească, de aceea să ai un carnețel cu tine tot timpul și să începi să scrii impresiile, ceea ce îți dă Dumnezeu, poate imaginea care ți le dă Dumnezeu, ia-le și scrie-le. Poate îți dă Domnul nume pentru persoane care să te rogi, poate îți dă Domnul motive pentru ce să te rogi. În același timp Duhul Sfânt îți preia trupul tău, cu alte cuvinte, gura ta și acolo începe să se roage, să mijlocească. Deci asta înseamnă Sfânta Sfintelor. Deci gloria lui Dumnezeu are mai multe forme. Gloria lui Dumnezeu este cea care te copleșește și așa de minunat este să experimentăm cu toții acest nor al greutății gloriei lui Dumnezeu care ne copleșește. Totodată vedem aici, când suntem în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, aici experimentăm un alt nivel de dragoste. Vrei să spui și vreau să spun că am dragostea aceea absolută? Nu. Cu cât urcăm bagajele și greumântele, imaginează-ți că urci pe munte, da? Și ai bagaje, nu mai poți, le lași. Pentru că vrei neapărat să ajungi acolo sus pe munte, da? Și cu cât urci, ești mai ușor, că vrei să fii în prezența lui Dumnezeu. Greumântele se lasă, poverile se lasă, păcatele, întrebările, toate le lăsăm în urmă. Că vii în prezența Domnului, trebuie să fii singur, trebuie să fii ușor, fără nimic adaos. Da? E doar El și ești total deschis să crezi tot ceea ce El spune, tot ceea ce El îți dă. Problema mare este că mulți nu ajung aici. De ce? Poate nu neapărat că rămân doar în curtea din afară, rămân aici la, știe despre Duhul Sfânt, știe despre Domnul Iisus, cunoaște Biblia, închinarea, rugăciunea, mijlocirea, dar le este greu. Ca să ajungi în Sfânta Sfintelor va fi confruntare. Cum am spus, era acea perdea groasă. Încă nu știu, nu înțeleg, am citit eu câteva pasaje, totuși cum marele preot traversa, intra din locul sfânt în locul prea sfânt. Căci perdea nu se rupea și nu se desfăcea. Cobora gloria lui Dumnezeu. Și acolo, pe acel chivot, era gloria lui Dumnezeu probabil care îl transporta. Încă nu știu. O să mai studiez despre aceasta.
Deci ce vreau să spun, pentru noi astăzi, ca să te ridici la alte nivele de credință, de dragoste, de pace, de revelații, va veni confruntarea. Cum adică? Poate să împărtășești cu cineva, de aceea v-am spus, nu mai aruncați perele în gura, știți voi cui. De ce? Se întoarce să te rupă. Am pățit-o. Am spus experiența din cin cu Dumnezeu și când ai spus la cineva care era în curtea din afară, a venit cu pietroaie împotriva mea. De aceea mare atenție. Sunt lucruri pe care trebuie să le știi doar tu și Domnul, sau discuți cu câteva persoane care simți și vezi că sunteți pe același principiu, pe același nivel, cât de cât, care a avut astfel de experiențe. De aceea vă spun, este timpul ca noi să ne deschidem, că n-ai cum să ajungi acolo când să-ți dea Domnul o revelație despre lucrări extraordinare, despre focul gloriei lui Dumnezeu sau ce are Dumnezeu în plan, dacă tu încă ești limitat sau încă ești religios. Dacă încă ești la acest nivel și tu zici, e ok doar așa, nu mă bag, că sunt lucruri periculoase, or fi și eșecuri, da, or fi și minciuni, da, or fi și stări care nu sunt de la Domnul și vedem tot felul de manifestări, poate vedem tot felul de situații care sunt, nu sunt de la Domnul, da, dar cu cât stai în sfințenie, în lumină, în adevăr, vei avea confirmare și vei simți acea atracție și vei simți acea pace. Stai liniștit, e de la mine. Cere confirmare Domnului. De aceea vă spun, va fi confruntare ca să poți să treci dincolo. Și eu am avut confruntări. De ce? N-am cunoscut, n-am pomenit, n-am auzit și m-am opus. Iar totuși în mine era o voce. Și totuși, dacă e adevărat, vreau și eu. Și poate că astăzi, Domnul, prin ceea ce îți vorbește acum, vrea să dărâme acele întărituri și să îndrăznești să ceri mai mult, să îndrăznești să urci mai sus, pentru că te așteaptă ceva mult mai puternic și nu pierzi nimic. Nu rămâne doar într-o formă de evlavie, nu rămâne doar în zona de confort, nu rămâne doar mulțumit, ok, eu știu, eu pot, nu te băga și nu te ascult eu pe tine, e treaba ta. Eu vreau mai mult și acel mai mult este infinit, din treaptă în treaptă. Deci, cu cât merge mai mult și mai aproape de Domnul, avem cer deschis. Acolo totdeauna va fi cer deschis. Acolo este tărâmul unde comunici mereu cu Dumnezeu. Dumnezeu se revelează în frumusețea Lui, cu alte cuvinte, își deschide mantaua și îți arată inima Lui și vreau să fii prietenul meu, pentru că numai acolo poți să ajungi la acea revelație și lumină că ești prietenul Dumnezeu și El poate să-ți încredințeze taine. Aici n-a putut să-ți încredințeze. De ce? Nu le primeai, nu le pricepeai, nu le înțelegeai sau le spuneai la toți. Și nu era timpul. Dar când ești acolo, Domnul vrea că-ți cunoaște inima. Inima ți-e curată, motivațiile sunt curate, dar înainte de aceasta, în timp ce ești acolo, e reflectorul gloriei lui Dumnezeu. Oh, Tată, a prezenței lui Dumnezeu, care atât de mult luminează inima noastră, încât fiecare atitudine, gândește-te, va ieși la iveală. E un foc care te purifică. Te-ai purificat o treaptă în curtea din afară. O altă purificare este aici, în locul sfânt, prin puterea Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar e altă purificare la un alt nivel, încât vei fi conștient și de tonul vocii că a fost greșit. Imediat vei simți, când ai văzut pe cineva pe stradă, gândul tău a fost puțin apoftă sau judecată sau mai știu ce, nimeni nu știe. Dar Duhul Domnului, sfințenia lui Dumnezeu, ți le arată și nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu cu astfel de stări, motivații greșite în ceea ce faci. Care e motivația de a-i vorbit? Care a fost motivația de ți-ai spus mărturia? Care a fost motivația de a-i dat acei bani? Care a fost motivația inimii tale? Tata o știe. Și când ajungi în Sfânta Sfintelor, atunci zici, oh, acolo a fost puțină nesiguranță sau mândrie sau egoism sau gelozie sau stări care nu, nici noi nu știm că le avem înăuntru nostru. Când ajungi acolo, spune, Doamne, lasă gloria ta, lasă focul tău să mă purifice, să-mi arate tot, pentru că nu vreau nimic să fie între mine și tine. Când Domnul îți dă să guști în frumusețea Lui, nu poți, nu mai vrei să ții nimic, vrei moarte totală, indiferent cât pierzi, indiferent ce zic alții. Aici de-abia ești izbăvit de ce zice lumea. Pentru că foarte mult, inclusiv și eu, am avut mult frica de oameni, ce zic oamenii, că mă judecă, că așa.
Și de multe ori a trebuit să nu zic sau să fac ce mi-a spus Domnul ca să nu deranjez și să... Și m-am pocăit când Domnul m-a zdrobit atât de tare, m-a izbăvit și de aceasta frica de oameni, părele oamenilor. I don't care, să zice în engleză, nu mai îmi pasă, știu cine sunt, știu cine m-a trimis și îi dau socoteală lui care m-a chemat și m-a trimis, nu părerilor sau religioșilor sau celor care vârfesc pe toate felurile. Domnul să-i binecuvinteze. Deci când ajungi aici, în prezența lui, te purifică motivele, atitudinile, gândurile, vorbele, absolut tot. Și de-abia acolo, când ești acolo, așa de multe pocăiești, din nou, o altfel de pocăință, cu părere de rău. Spui, Doamne, eu n-am știut că astfel de stări încă sunt în mine. Curățește-mă. De ce? Pentru că zilnic ne murdărim. Vrei, nu vrei, trăim în lumea aceasta și ne murdărim. Da? De aceea, sângele Domnului este cel care ne spală, ne curățește. Și atunci, Domnul altfel îl pricepe Dumnezeu, gloria Lui te luminează, îți arată inima și apoi Domnul îți arată frumusețea Lui, cerul deschis. Cine nu dorește să aibă un cer deschis? Totdeauna să comunici cu Domnul. Să fii conștient și repet mai mult de prezența Lui, de cine este El, de gloria Lui, decât de durerea mea sau ce face vrășmașul. Haideți toți care avem probleme, toți avem într-un fel sau altul, haideți să-i le dăm Domnului și să urcăm sus pe munte, în prezența Lui, veniți mai sus. Și ai să vezi că o să începi să gândești diferit. Și ai să vezi situațiile prin ochii și prisma lui Dumnezeu diferite și care se și rezolvă diferit. Cât timp tot mă vai, mă doare, sunt bolnav, soțul, copilul. Și numai asta, eu numai asta văd. Și când vorbesc, roagă-te pentru soțul meu, că stai puțin acum, ascultă mesajul care vrea să te schimbe. Stai puțin acolo, ascultă mesajul ca să te ridice la un alt nivel, să gândești diferit, să te rogi diferit, să vezi diferit. Nu doar tot timpul cerești, roagă-te. Nu sunt împotrivă că înțeleg durerea, dar Domnul astăzi vrea să spune, vino, nu mai sta în curtea din afară. Nu sta doar aici, în care doar îți plângi de milă și doar cer mereu când Domnul zice, vino mai sus. Vino în prezența mea, nu vei scăpa de necazul niciodată, nu vei scăpa de încercări niciodată, că asta e pământul, dar Domnul vrea să se glorifice în mijlocul furtunii, al necazului, al durerii, să te glorifici, să-L glorifici pe Dumnezeu și Domnul să se glorifice prin tine. De ce? Rămâi în pace, rămâi în bucurie, continui să-L auzi, stai în închinare, colaborezi cu Dumnezeu. Aceasta este cel mai important. Dumnezeu ne-a creiat pentru gloria Lui. Nu ca să meargă bine, mie bine neapărat. Deci mare atenție, știu că Domnul ne binecuvintează. El vrea să avem bani, El vrea să avem sănătate, știu astea. Dar nu aceasta e prioritară în viața mea, că le am, că nu le am. Trebuie să fiu același, important este El. Sunt creată pentru gloria Lui și în durerea mea eu trebuie să-L glorific pe El. Vreau ca El să fie mulțumit și bine întrebarea, dar Doamne, dar Tu te gândești numai la Tine. Știu, eu și copiii mei spune, El să gândește Doamne să numai la El. El să fie glorificat și noi suferim. Chiar dacă este o glorie și în suferință pe care nu vezi și nu înțelegi până ajungi aici, eu a trebuit să trec prin valea plângerii și a morții ca să înțeleg acest adevăr frumos, minunat, dar care doare. Încercările noastre ușoare și de o clipă, n-a fost deloc ușor și nu e deloc ușor, dar lucrează ceva, o greutate veșnică de glorie în care Tata este glorificat. Și v-am spus mereu, în cea mai grea încercare, primul gând trebuie să fie, cum să-L glorific pe Tata? Cum? Îl au și mulțumesc și mă poziționez să vin în Sfânta Sfinților în prezența Lui. Aici primim lumina. Lumina adevărată primim, vedeți, sunt trei feluri de lumină, da? În curtea din afară era lumina soarelui, a lunii, lumina naturală. Dar Domnul vrea să intrăm în Duhul, să fim mai diferiți și vedem în locul sfânt, acolo era lumina de la acel sfetnic. Șapte brațe care continuau să ardă, ca preoții să vadă, să aducă acolo tămâie pe altar. Dar adevărata lumină nu este nici cea a soarelui și a lunii, nici lumina care vine prin revelația Duhului Sfânt din cuvânt, care vine din acel sfetnic. Ce adevărata lumină este unde e șechina gloriei, unde este gloria lui Dumnezeu în Sfânta Sfinților.
El însuși luminează. E total diferit, cum a spus, în trepte și să dorim aceasta. Lumina lui divină, pentru că cuvântul spune, prin lumina ta vedem lumina. De aceea, din nou repet, câtă luptă religioasă este între atâtea confesiuni pe versete din Biblie. De ce? N-au lumina gloriei lui Dumnezeu. Să înțeleagă cum înțelege Dumnezeu, să vedem cum vede Dumnezeu. De aici vezi lumea diferită, de aici vezi durerea diferită, de aici vezi pe Dumnezeu diferit prin lumina Lui. Nu vrei tu acea lumină? O, Doamne, luminează întunericul din noi. Că vrem să vedem lumina adevărată prin lumina Ta, prin gloria Ta, care înseamnă, Doamne, am spus, foc, lumină, glorie. Deci aici este tărâmul Duhului. Vedem din nou în curtea din afară, locul sfânt și locul preasfânt. Fac mereu aceste comparații cât de cât să avem idee. Curtea din afară cumva simbolizează trupul nostru cu cele cinci simțuri. Da? Și aici suntem mai mult în fire. Cum am spus, vedem, auzim, simțim, atingem. Dar Domnul nu vrea numai aceste simțuri. El ne-a echipat cu simțuri, cu senzori spirituali. Venim în locul sfânt, aici mai mult suntem trupul, sufletul și duhul. Aici suntem mai mult în suflet, mintea, voința și mintea noastră și voința este în sufletul nostru, emoțiile și emoțiile noastre. Cei mai mulți aici suntem emoționali, avem tot felul de gânduri. Ne lăsăm conduși de gânduri și vin tot felul de gânduri, chiar dacă cunoaștem cuvântul, chiar dacă vine revelația Duhului Sfânt, încă suntem în emoții. Și luăm decizii emoționale de tristețe, de supărare sau o bucurie care vine așa dintr-o dată și ești condus de aceasta, dar repede se stinge. E mult de spus acest capitol, știu că și alții au mai vorbit despre această parte emoțională a gândurilor și am mai vorbit. Voința noastră, de asemenea, este așa de greu să înțelegem puterea voinței. Ne-a furat-o în grădina Edenului Adam, dar prin Domnul Iisus, noi acum avem acea voință în care trebuie să o predăm Domnului și să spunem nu voia mea, ci voia ta. Dar tărâmul Duhului, tărâmul sfânt a Sfintelor este tărâm al Duhului, în care nu mai ești tu, nu mai emoțiile tale, mintea ta, voința ta, nu mai trupul tău, ci doar Duhul. De asemenea, vă spun, este un alt nivel la care să tânjim, să dorim, să fim acolo, să operăm acolo. Aici începi să gândești, cum am spus, diferit. Înveți să fii condus de Duhul Sfânt. Aici cântarea nu va mai fi cea învățată, care o știi cu mintea, cu emoția. Este cântarea cerului, este cântarea îngerilor, este cântarea care, cum am spus, este creată deja de Dumnezeu și pusă în inima ta, tu doar o uzi acolo. Tu acolo ești templul Duhului Sfânt, El locuiește în tine și abia acolo tu, eu, noi ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Cum adică celelalte rugăciuni sunt bune, ba da, dar nu are atâta putere și influență și rezultat decât rugăciunea care este acolo. De ce Domnul Iisus ne învață în rugăciunea Tatăl nostru? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mereu am repetat și vreau să ne intre bine în suflet, în inima noastră. Care e voia lui Dumnezeu? Nu știi, numai când ajungi acolo, când ești în Duhul, în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, nu mai ești în emoție, nu ești în minte, nu ești în fire, nu ești în durere, ești în Duhul. Tu, firea ta, eul tău e mort. Da? Și acum, Duhul Sfânt are acces în sufletul tău, în mintea ta, în trupul tău, în totul. El te controlează și El se roagă ce tata spune. Da? Tata are un plan, nu e ceva nou. Tata are o dorință care El ne-o spune nouă prin Duhul Sfânt și tot Duhul Sfânt prin noi se roagă la tata și apoi vine rezultatul. Face sens? Din nou repet. Este ca un cer. Dumnezeu deja are un plan. Dumnezeu știe că această lege a lăsat-o pe pământ, cere și ți se va da. Trebuie să cerem. Dar știm noi ce să cerem? Noi cerem, Doamne, dăm, Doamne, fă, Doamne, vindecă. Dar care-i voia ta? Voia ta perfectă, nu voia mea. Care-i planul tău, Doamne? Și de aceea când ajungem acolo, suntem canalul
Suntem templul în care Duhul Sfânt vine și El știe și El atunci se roagă prin gura noastră. Și o spune înapoi Tatălui și apoi Tatăl trimite. Ce minunat! Dar câți dintre noi ajungem să fim în Duhul? Suntem învățați să ne rugăm și spune multe. Da. Ok, oprește-te. Hai să învățăm să ne rugăm diferit. Hai să învățăm să lăsăm pe Duhul să se roage, dar pentru asta trebuie să taci. Taci înaintea Domnului. Când ajungi acolo, acolo nu mai vorbești, acolo nu te mai rogi. Rugăciunea este în curtea din afară. Rugăciunea este aici, în locul sfânt. Dar în locul prea sfânt este întâi tăcere. Este închinare, cum am spus, de asemenea în Duhul. Ești pe tărâmul Duhului. Nu mai ești în fire, prin vedere, ești prin credință. E tărâmul credinței, tărâmul dragostei, tărâmul Duhului. Și de aici noi aducem închinare plăcută lui Dumnezeu. Aici este acea prezență, acea glorie care te transformă și te contopești cu Dumnezeu, flăcările iubirii lui Dumnezeu. Deja ai devenit o flacără, cum am mai spus în alt mesaj, și devii una. Ce frumos să te contopești tu, flacăra creată de Dumnezeu, cu El care este flacără glorie și împreună ardem pentru slava lui Dumnezeu. Și de-abia aici, când stăm în prezența Lui, în închinare, în tăcere, abia aici începem să auzim vocea Domnului și ce vrea Domnul să ne spună și ce vrea Domnul să ne rugăm și cum să ne rugăm. Și Duhul Sfânt o va face. Va face prin suspine negreite, prin gemete, prin nașteri spirituale, poate nu neapărat cuvinte. Da? Și atunci tu trebuie să înțelegi acum tu ești vasul pe care Dumnezeu l-a ales, Duhul Sfânt l-a ales ca să mișlocească după voia Tatălui. Ce repede ne avântăm că știm să citim, să ne rugăm, să cântăm. Stop! Este vremea să urcăm mai sus. Este vremea cu adevărat să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu. Este vremea cu adevărat să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm după voia și planul Lui. Eu, noi, tot ce nu știu mai mult teoretic, să le punem deoparte, să dorim, să tânjim ceva supranatural. De ce? Sfânta Sfinților este tărâmul supranaturalului. Aici se întâmplă miracole. Aici este tărâmul îngerilor, arhanghel, heruvim și serafim. O, Iisuse, da! Atât de mult îmi place, v-am spus. Mă atrage ca un magnet de câte ori citesc, studiez sau vorbesc despre Domnul, gloria Lui, îngerul Lui, terenul spiritual. Doamne, acolo simt că aparțin, acolo vreau să fiu. Cumva este o bucurie care nu se compară cu nicio bucurie omenească. Acolo, cum am spus, este atmosfera gloriei cerești, acolo sunt dimensiunile lui Dumnezeu. Cine poate să priceapă câte ceruri sunt, al treilea cer, al șaptelea cer, sunt dimensiunile lui Dumnezeu. De aceea, din nou, repet, haideți să vorbim limbajul ceresc, că în curând o să fim acolo. Haideți mai bine să vorbim și să spunem altora despre frumusețea gloriei lui Dumnezeu, despre plinătatea lui Dumnezeu, despre tot ceea ce este El și ce ne-a dăruit nouă, decât totdeauna vorbim de pandemie și de vaccin și de moarte și de boală și de demon și de tot. Ajunge! Nu te ajută la nimic. Păi da, dar ce mă fac cu problema mea? E adevărat, cu toți avem spus. Venim și căutăm fața Lui. Vreau să mă duc acolo și acolo să fiu conștientă 100% că i-am dat-o Lui. De ce? Vreau să fiu acea persoană și să fim acele persoane. Cei care ajung acolo, când se roagă, lucruri se schimbă. Puneți întrebarea și eu la fel. Am ajuns acolo? Nu cred. Sau câteodată. De ce? Cum din nou spun, lucrurile se schimbă când noi ne rugăm dacă suntem acolo. Câte lucruri vedem schimbate? Vedem, ieși acolo, câte una. Asta dovedește că nu am ajuns în glorie. Dar Domnul ne cheamă. Domnul ne vrea și astăzi ne provoacă. Veniți mai sus. Veniți în Sfânta Sfinților, în prezența mea. Aici totodată este tărâmul în care, cum am vorbit puțin despre închinare, unde primim o cântare nouă. Psalmistul știe, el a fost acolo. Cântați, Domnule, cântare nouă. Ai cântat o cântare nouă, care n-ai auzit niciodată. Când ești acolo, în Duhul încep să cânți cântări noi. O primești, e revelație, este ceea ce Dumnezeu vrea și aduce Lui glorie. Ce măriți prin laudele voastre sfințenia Lui, acolo este un loc al sfințeniei.
sfințenia lui Dumnezeu, cum am mai spus, totul se cutremură. Oamenii în Vechiul Testament, i-a luat groaza când Dumnezeu a coborât și muntele s-a cutremurat. Sfințenia lui Dumnezeu, am mai vorbit eu un alt mesaj, este atât de pătrunzătoare încât nu poți să reziști. Cazi cu fața la pământ și zici, Doamne, despică pământul să intru. Dumnezeu vrea să experimentăm aceasta. Mi-a dat Domnul harul de câteva ori să experimentez, dar vă spun, este atât de puternică. Sfințenia lui, simți că te arde, de e atât de atrăgătoare în același timp, pentru că dorești să fii și știi că aparții acestui Dumnezeu. Dar trupul acesta, firea aceasta, nu poate să ducă, de aceea la fel am cerut și o sângele Domnului să-mi atingă buzele și trupul ca să pot să rezist în fața prezenței, gloriei, sfințeniei lui Dumnezeu. Adevărata sfințenie, adevărata reverență. Oh, acolo, Sfânta Sfintelor, mi se deschide ochii și urechile. Am vorbit câteva mesaje, dar Doamne, deschide-ne ochii, inimii să vedem, deschide-ne urechea spirituală, dar vedem, nu se întâmplă curtea din afară. Prea puțin ce vedem aici, în locul sfânt. Ochii mi se deschid în Sfânta Sfintelor. Și nu-i de mirare de ce atâtea lupte din nou, spun, cu mare durere, între frați, între surori, între biserici, pentru că nu avem ochii spirituali deschiși, nici urechea spirituală, să vedem cum vede Dumnezeu. Cei mai mulți au slavă Domnului. Eu nu zic că nu sunt, ba da, sunt atâtea persoane și mă bucur pe multe persoane, le cunosc și sunt deja la nivele, oh, Iisuse, vreau și-o zic acolo. Deci, este locul în care Domnul ne deschide ochii inimii să pricepem ce El vrea să ne vorbească, să ne arate. Este locul intimității cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mereu am spus, intră în cămăruță. Sfânta Sfintelor, ești tu, ești aici în inima ta, în cămăruța ta. Nu trebuie neapărat că mă duc la un templu neapărat în Ierusalim sau mă duc pe muntele Sinai. Nu, acum, datorită jertfei Domnului Iisus, Sfânta Sfintelor este înăuntru nostru. M-am bucurat să ascult un evreu mesianic și el spunea, Sfânta Sfintelor este cântarea cântărilor. E greu de priceput, da? Numai cine are lumină de sus să înțeleagă cântarea cântărilor, că este vorba despre Domnul Iisus și mireasa Lui, despre dragostea aceea, pasiunea aceea. Deci în Sfânta Sfintelor se produce intimitatea între noi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu vrei tu aceasta? Avem nevoie să avem această intimitate zilnic cu Dumnezeu. Acolo, într-adevăr, auzi, totul este strigă glorie. Totul strigă sfânt, sfânt, spunea cineva din nou, am citit, în original, când s-a scris în Biblia de mult, nu specifica doar de 3 ori că s-a zis sfânt, sfânt, ci de 9 ori. Eu zic că nu e doar nici de 9 ori, continuu, ei strigă, spune cuvântul, zi și noapte strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Vă dați seama cum Dumnezeu a creat acele 4 făpturi vii care e greu să le descrie, ca să laude, să-L glorifice zi și noapte, să strige sfânt, sfânt, sfânt. Eu cred că este o splendoare în cer, de aceea ei nu pot să tacă, căci vede ce face Dumnezeu, că El continuă să creeze și toate sunt susținute de gloria Lui, de puterea cuvântului Său, și stelele, și animalele, și păsările, și florile, și omul, tot, este susținut de puterea dragostei Lui. Și ei văd ce face Dumnezeu. De aceea sunt uimiți de frumusețea Lui și totdeauna strigă, slavă, gloria, aleluia. Doamne, ce frumos! Nu vrei Tu să fii acolo? O, Doamne, de-abia aștept! Dar Domnul vrea să experimentăm gloria Lui de aici, de pe pământ. Că aici se face diferența mult mai mare. Imaginați-vă pustie și vezi o oază. Oaza aia, dacă o vezi unde este deja frumos și multă verdeață, nu se face mare diferență. Dar unde pustiu peste tot și găsești o oază, verdeață și apă, ce mare diferență face și ce mult îți place și vrei să stai acolo. Așa și Dumnezeu, în mijlocul durerii, suferinței, pandemiei și tot ce vrei negativ, noi putem să experimentăm gloria Lui, prezența Lui și putem să facem o diferență. Domnul vrea, mereu am spus versetele acestea la Efeseni, că Dumnezeu vrea să ajungem să cunoaștem lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea și să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Deci sunt diferite vase în curtea din afară, vasul nostru poate e așa, până aici.
În locul preasfânt, poate e până aici, Domnul vrea plin. Paharul nostru este plin de dă peste el, pe deasupra. Este vorba în Sfânta Sfântului despre abundență. Paharul e plin totdeauna de peste. Rezervorul tău nu e niciodată gol, că mereu înveți să te încarci, mereu înveți să te duci acolo în prezența lui. De aceea ce vreau să ajunge să fiți plin de plinătatea lui Dumnezeu. În alte versete, plinătatea lui Hristos, plinătatea Duhului Sfânt. Vă imaginați ce înseamnă plin? Plin, niciodată gol, totdeauna în această glorie supranaturală a puterii, a prezenței, a dragostei, a credinței, a sfințeniei, a tot ceea ce este Dumnezeu. Wow! Și de mult mă rog asta. Doamne, vreau să fiu plină de plinătatea Dumnezeirii, dar nu știu cât de mult mă costă și cât mai am de mers să văd să fiu plin, că de multe ori paharul nostru e crăpat și curge, te încarci pe o parte și se scurge pe alta. De ce? Pentru că lăsăm firea, lăsăm eu, lăsăm îngrijorarea, lăsăm mândria, lăsăm mânia și acestea face să se scurgă ceea ce primim de la Dumnezeu. Hai să fim acele pahare pline de dă peste ea. Doamne, ce frumos! Aleluia! Slavă Domnului! Aceasta trebuie să fie o dorință a noastră a fiecăruia, că într-adevăr acolo experimentăm ceea ce mereu spun, legea Duhului de viață, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în noi. Asta trebuie să vedem. În același timp, acolo sus este locul de odihnă. Dacă vrei să scapi de stres, de îngrijorări, de toate, trebuie să învățăm să ne odihnim în Domnul. Dar din nou, ca să ajung la odihnă, mie mi-a spus Domnul de când m-a umplut de focul iubirii lui din 2003, mi-a spus Domnul, citește Evrei 4. Acolo vorbește mai odihna Domnului. N-am înțeles nimic. De atunci au trecut câți ani. Și am avut frânturi de revelații. Am tot citit despre aceasta. Dar de-abia acum încep să pricep mai mult. Adevărata odihnă. Odihna aceasta înseamnă să-L cunoști, să-L iubești, să te încrezi în El. Și de aceea, pentru că te încrezi în El, în dragostea Lui, în puterea Lui, în planul Lui, tu nu mai ești al tău, tu nu mai aparții. Atunci, în orice situație, te odihnești și doar îl auzi. Ce frumos! Doamne, du-ne acolo! Am momente, dar am momente când iar cad. Și iar mă îngrijorez, și iar mă frustrez, și iar... Dar suntem pe drumul cel bun. Urcăm! Urcăm pe munte, până sus, nu cedăm. Nu lăsați condamnarea. Oh, eu nu știu, eu nu pot, eu nu sunt pe nicăieri. Nu, nu gândi așa. Dacă ai putut puțin, slavă Domnului, mai e puțin. Hai încă puțin, hai încă puțin. Nu doar judeca și te condamna, că eu nu știu, că nu pot, că nu am. Nu, ești pe drumul cel bun. Urmează, colaborează, studiază mai mult, caută mai mult. Și Dumnezeu este cel care ține în întâmpinare. Atât de mult contează și vedem că tot la Exodul, când Dumnezeu a spus, arată-mi căile tale, i-a zis Moise. Ce important este să cunoști căile Domnului. Și apoi, zice, te voi cunoaște. Și apoi spune, Domnul îi spune, eu voi merge cu tine și ție îți voi da odihnă. Ce vrei mai mult decât Domnul să meargă cu tine? Domnul să meargă cu noi în orice luptă, în orice situație, să fii conștient de El și să-i dai atenție. Din nou repet, teoretic știm, Dumnezeu poate, Dumnezeu știe, Dumnezeu e omniprezent, dar cât de mult ești conștient de aceasta? E ca și cum tu ești cu soțul tău lângă tine sau copilul tău. Dar tu nici nu bagi în seamă, e ca și cum e singur. Tău ce înainte vorbești, dar nu bagi în seamă. Nu cumva așa facem noi cu Dumnezeu? Nu suntem conștienți de prezența Lui. De ce? Trebuie să fii în Duhul. Trebuie să perseverezi să fii mereu în Duhul, că altfel firea imediat ea, cu grijuri, cu îngrijorări, cu atâtea trebuie și tu nu mai te gândești, uiți că Dumnezeu este în control, Dumnezeu uiți că este lângă tine și El vrea cu adevărat să meargă cu tine. Cu adevărat, am mai spus despre aceasta, înseamnă încredere și mai repet, în prezența lui Dumnezeu nu mai este luptă, nu mai e transpirație, nu mai este frustrare, nu mai e îngrijorare, nu mai este efort, acolo toate se opresc. Am ajuns acolo? Încă nu, mai am. Dar știu acum. Și la aceasta mă gândesc și meditez, Doamne, nu mai vreau să mai mă lupt eu. Acum tu poate pui întrebarea, ce facem cu luptele spirituale? Domnul ne-a dat putere, ia autoritate, ia toată armătura. Sunt trepte, sunt situații, că da, trebuie să te lupți. Dar, cum am mai spus, eu nu mai mă lupt așa ca înainte. Simt că trebuie mai mult să mă odihnesc, să mă cred mai mult în Domnul și să las pe El și să accept timpul Lui. Pentru că am văzut, nu numai la mine și la atâția, atâta luptă și atâta legat și deslegat demonii și nimic nu se vede. De ce? Ceva lipsește. Trebuie să ajungem aici.
să primești de la El, cum să te rogi, să te odinești în Domnul, să te încrezi în El și să fii călăuzit de El, exact ce să spunem. Atât de mult să fim prelucrați de Domnul, cum a spus, când ne rugăm, lucrurile se schimbă. Vedem, e adevărat, dar hai să fim sinceri. Cât de mult vedem răspuns la rugăciuni? În general, viețile noastre, bisericile noastre, vedem, dar prea puțin, față de cât dorim, față de cât ne rugăm. Nu cumva este ceva. Este doar lupta noastră, dorința noastră, care Domnului îi place. Nu e greșit. Dar totuși, ceva lipsește. Credința aceea care vede, credința aceea care simte, credința aceea care îi mulțumește lui Dumnezeu și chiar se bucură de rezultat, chiar dacă nu vezi nimic. Trebuie să ajungem acolo. Da? Să crezi că ai și primit și vei avea, când nu știu, dar perioada asta până vine răspunsul, noi nu trebuie iar să cerem și iar plângem și iar ne jelim și iar ne certăm și iar ne tulburăm. Și perioada asta doar ne odinim în Domnul și mulțumim Lui. Răspunsul va veni mai repede. Dar e greu. Eu spun de propria experiență. Nu e ușor. Pentru că suntem mai mult în fire și natural și iar ne agităm, iar ne tulburăm. Nu uita. În prezența Domnului, în gloria Lui, în Sfânta Sfinților, se oprește, se stagnează toată oboseala, lupta, efortul. Totul va curge. De ce? Totul e plănuit și dirijat de El. Prin Duhul Sfânt, prin noi. Deci Domnul ne folosește pe noi. Nu știu exact acum versetul, mi-aduce Domnul aminte când preoții veneau să slujească, n-aveau voie să poarte haine de lână. De ce? Transpirau. În prezența Domnului n-ai voie să transpiri. Da? Pentru că efortul nostru, Dumnezeu nu vrea efort. Nu, lasă-mă pe mine. De aceea din nou ajungem să înțelegem cât de mult noi facem, noi multe, noi cântăm, noi ne rugăm, noi predicăm, nu, tu du-te la o parte. Tu doar vreau să te predai total, să nu mai existe nimic care să interfereze gloria mea, puterea mea prin acest vas de lut pe care te-am creat. Vreau să mă văd în tine, nu tu, nu bunătatea ta, nu credința ta, nu faptele tale. Eu să mă văd în tine, să mă oglindesc în tine. Ce frumos! Am ajuns acolo. Și atunci, eu n-am cu ce să mă laud. Noi n-avem cu ce să ne lăudăm și nici nu ne luptăm. Este El. Doamne, Tu ne acolo să înțelegem acest adevăr. Încât ne golim de noi, ne abandonăm total și lăsăm pe El. Mi-aduc aminte ce spunea Madame Guyon în cartea ei. Ce femeie profundă și adâncă. Citiți, v-am spus, în multe cărți ale ei în românește, la 1600 și ceva, și nu înălțăm oamenii, toți au avut experiențele lui Dumnezeu, dar pentru mine a fost o motivație foarte puternică și din când în când, când mă prăbușesc, mă duc la ea ce ia crucea, acceptă crucea, nu spune nimic, nu zice nimic, decât acceptă crucea și abandonează-te total. Abandonare totală înseamnă nu mai cer nimic, nici chiar lucrurile spirituale. A, cum adică, Doamne, a zis? Când te abandonezi total, tu nu mai ești nimic, este El și El atunci, Doamne, ceea ce știe că Tu ai nevoie. Și El îți va spune exact când și ce să cer, că spune cere și se va da, dar nu uita. Cerințele cele mai multe sunt tot în curtea din afară. Cere, cereți, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Deci căutarea este aici sus. Nu mai cer, am cerut aici, am bătut aici, în locul sfânt și mi s-a deschis și caut. Caut mai mult pe Dumnezeu, vreau mai mult din prezența Lui. Deci, vedeți, toate sunt niște trepte în viața noastră și trebuie să avem discernământ. De aceea, în locul preasfânt, ni se dezvoltă discernământul spiritual. Ca să înțelegi când e vorba de luptă, ca să, cum am spus, când ești în Duhul și în tărâmul acesta, avem senzorii spirituali, ni se dezvoltă ca să vedem diferit. Ești într-o biserică, simți că e luptă spirituală, simți că nu e ungere, nici în cântare, nici în predicare, simți, dar aceasta sunt ani de prelucrare, de experiență, de practică ca să ți se dezvolte prin puterea Duhului Sfânt acest discernământ. Avem nevoie să știi ce să vorbești, ce să nu vorbești, cum am spus și mai ales luptele spirituale care sunt. Sunt situații în biserici. M-am spus, am fost în sute și sute și sute de conferințe
Și depinde de conferință, depinde de biserică și de oamenii, femeile din biserică, depinde de păstorii din biserică. Unde păstorii a zis, sora Rodica, ai toată autoritatea, toată protecția și ai tot programul, ai tot ce îți dă Duhul Sfânt. Eu am simțit că El i-a dat voie Duhului Sfânt să mă folosească, să deschidem zăgazurile și tot ce a pus în mine și în biserică. Acolo a coborât prezența, pentru că a fost libertatea Duhului. Dacă am simțit închinare, închinare, nu m-am dus imediat să predic sau să vorbesc. Am simțit rugăciune, haideți la rugăciune. N-am urmat un program cum de obicei se fac în biserici, la conferință. Nu, mie îmi place să fiu în libertatea Duhului, dar nu mă lasă. Dar în bisericile în care păstorul fiind autoritate m-a lăsat, acolo s-a produs ceva. Alte biserici, oh Iisuse, ai grijă ce vorbești, ai grijă să nu te rogi pentru nimeni, ai grijă, oh Iisuse, știi cum am simțit, cum l-a sugrumat pe Duhul Sfânt și pe mine. Și atunci sunt mai mult așa, Doamne Iisuse, ce greu este, pentru că am discernământ și simt sau văd persoane, mult la persoane în față și eu știu care primesc cuvântul, că văd cercetarea sau uite așa se uită la mine. Doamne, ai milă de ei, de toți. Deci simți toate lucrurile acestea. Se dezvoltă înăuntru nostru discernământul spiritual și ce să faci și cum să te rogi în acele momente sau cum să binecuvintezi sau cum să în ciuda atacurilor care le simți numai prin priviri, tu să continui. Nu este ușor, da? Țin minte, mama mea, tatăl meu a fost mare predicator și un om extraordinar. Doamne, ce mult îți mulțumesc de tatăl meu, poate de la el primesc niște moșteniri. Și țin minte, eram copii și mulți copii erau la biserică și copiii ieșeau pe afară. Și tatăl meu predica și când am ajuns acasă, maica mea îi spune, măi, cum poți tu să mai predici acolo, voi care predicați? Când vezi că unul intră, unul iese. Biserica nu era mare, mică și vezi că intră și iese. Știi ce te deranjează? Nu este ușor. Da, zice, da, nu e ușor, dar mă concentrez la Domnul și la cuvântul Domnului. Da, așa, o mică comparație. Deci, mergem mai departe despre locul preasfânt, că de aceea vreau să vă provoc această foame, această dorință de a ajunge acolo și să fim acolo, deci împreună cu mine. Odată ce ajungi acolo și guști din Domnul, și sunt sigură că mulți ați avut așa mici sau mai mari experiențe cu Dumnezeu, dar acum este timpul care am simțit din partea Domnului că ne vrea pe toți să fim acolo, cât mai mult, pentru că acolo ești sub protecție. Acolo ai siguranță și protecție, indiferent ce se întâmplă în lumea. Eu sunt în protecție și în siguranța Domnului și chiar dacă mă îmbolnăvește, chiar dacă mor, eu tot a Domnului sunt, da? N-ai nicio frică. De ce ți-e frică de pandemie? De ce ți-e frică că să iei vaccinul, să nu iei vaccinul și toate teoriile acestea? Ești a Domnului. Că te îmbolnăvești, că mori, mergi la Domnul, că vine prigoana. O, Iisuse, dar atunci ne prelucrează, că poate mai sunt în noi lucruri firești, pământești, Domnul vrea să ne curățească, că nu potrivim sus cu ele. Și prigoana, vrei, nu vrei, ne dezbracă de fire, de lume, de bogății, de păreri, de idol, de alte priorități. Și atunci zice, Doamne, n-am încotro decât să caut fața Ta. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aceștia care ajung acolo învață acel lucru care spune și Apostolul Pavel. Eu nu mă uit în urma mea, ci alerg cu stăruință înainte spre premiul chemării cerești. Alergi totdeauna înainte. Vrei totdeauna mai mult. Vrei mai mult să iubești, vrei mai mult să crezi, vrei mai mult să faci pentru Domnul, vrei mai mult să te închini. Deci tot timpul ești în Duhul, în lucrurile spirituale, în lumea spirituală. Trăiești pe pământ, dar tu ești pentru Dumnezeu. Da, ai familie, ai copii, ai necazuri, ai lipsă, ai de toate. Dar tot cu ajutorul Domnului poți să trăiești prin toate. Imaginați-vă ce greu ne este, cu toate că suntem cu Domnul și în prezența Domnului și unor e foarte greu ca să rezolvi situațiile acestea pământești, cu tot felul de situații dureroase, poate. Dar dacă nu le avea pe Domnul? Imaginați-vă cum sunt cei care n-au nicio relație cu Dumnezeu sau doar sunt în curtea din afară sau n-au intrat deloc în acest corp a prezenței lui Dumnezeu, a pocăinței adevărate. Cât de greu trebuie să fie, cât de dezamăgire să nu ai nicio speranță. Noi cât de cât avem speranță. În același timp, cum am spus, acolo este locul în care producem, în care rodim 100%, nu doar 30 sau 60, pentru că ne place. Este ceva care tot El, din nou spun, nu noi, este El prin noi. Acolo totodată, cu adevărat, ți se încredințează autoritatea, puterea și autoritatea lui Dumnezeu în ceea ce îți spui, în ceea ce faci și cu adevărat vrem să vedem rezultat. Cu cât mergem mai sus și mai în prezența Lui, cu atât mai mult, v-am spus, lucrurile firești, pământești, nu mai au atât acces și valoare. Sau deloc.
Nu mai vreau. Eu de-abia aștept, fac mâncare, fac curățenie cu copii, dar orice timp îl am, vreau să stau cu ea. Doamne, zic, nu mai vreau să am nicio problemă, nu mai trebuie să mă întreb la niciun întâlnire. Ba, mi s-a stricat mașina, trebuie să mă duc și să cheltui bani. Și a zis, oh, Doamne, aș fi vrut să stau doar cu tine, mai să pierd vremea 3 ore acolo până să nici nu mi-a rezolvat mașina. Zic, Doamne, Iisuse, mi se pare timp pierdut, cu toate că m-am dus, cât am așteptat, m-am dus pentru un parc să meditez, să mă rog, să laud pe Domnul. Deci nu pierd ocazia nici acolo, dar parcă aș fi vrut să fiu doar eu singură cu Domnul. De aceea, să nu uităm. Căutăm mai mult prezența Domnului, mai mult decât orice, și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Trebuie să ajungem să spunem și noi, cum a spus și David, eu, Psalmul 16:2, eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Poți să spui lucrul acesta? Vei fi testat, să știi. Tot ce spui, tot ce îți place din cuvânt, vine testul, dar e ok. Pentru că aceasta ori prinde rădăcina, ori te dărâmă și realizezi că nu ești acolo unde ai vrut să fii și te motivează ca să te luți mai departe. Apoi, din nou, mai departe, eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește că până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Când gloria Domnului coboară peste tine, într-o biserică, într-un grup sau singur acasă, nu ți s-a întâmplat ca noaptea să nu poți să dormi? Vai, am zis că eram în misiune în România, eu n-am dormit, numai harul Domnului m-a ținut să am poate 50-60 de conferințe, dar eu nu dormeam mai deloc. Deci eram în Duhul mai mult tot timpul, trebuia tot timpul, mă gândeam ceea ce vorbesc, mijloceam, mă rugam și mai ales când cobora puterea prezenței lui Dumnezeu, te ține, uite așa, nu? Deci nici un pic de oboseală totodată, nici ochii nu mi se închidea, ci în Duhul mereu. Deci când nu poți să dormi, atunci înseamnă că încă gloria Domnului este în tine, este peste tine și nu neglija și nu încerca să dormi. Dar e ok că o să depășești, dorm mâine. Doamne, ce vrei să mai spui? Ce vrei să mai răspund? Pentru ce să mă rog? Vreau să fiu în Duhul și încep să cânți. Încep să murmur, chiar dacă e noaptea, încep, cântă în limbi. Conectează-te cu Domnul, fii mereu în Duhul, că e cea mai frumoasă părtășie și în momentele acelea minuni mari se întâmplă, mulți sunt vindecați. Ieri iar mi s-a umflat un ochi, nu știu de ce, am plâns mult de tot. Și mi s-a făcut așa o bubă acolo, noi mi s-a umflase ochiul. Și ieri am stat puțin afară, era soare frumos, am luat să citesc, mi-am pus muzică, așa coborâ prezența Domnului și m-am să aminte, Doamne, ochiul meu e vindecat, sunt în prezența Ta, simt gloria Ta, în gloria Ta minuni se întâmplă. Slavă Domnului, nu mai mă doare, mai e foarte puțin umflat. Domnul fie lăudat pentru toate. Apoi îmi place versetul ca să spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, pentru că la dreapta mea nu mă clatin. De aceea inima se bucură, sufletul se veselește și trupul se odinește în pace. Cele trei, trupul, sufletul și Duhul, ne spune aici. Cum? Se odihnesc dacă ai necurmat pe Domnul înaintea ochilor tăi. Asta înseamnă să fii mereu sfânt, să fii într-o prezența Lui. Nu mai coborâ, îmi spun mie. Și vouă, hai să nu mai coborâm de acolo. Acolo este plinătate de bucurie. Acolo ne înveselim și sufletul și trupul se bucură, se veselește, ne odihnim în Domnul. Doamne, stăm și mă gândeam și plângeam așa. Doamne, Tu ești un mister mare. Ești așa de misterios, Tată. Cine te poate cunoaște? Știm atâtea despre Tine, ne-am învățat, ne-am obișnuit cu Tine, cu Biblia, cu atâtea versete, dar prea puțin ce Te experimentăm. Doamne, descopere-Te, Doamne. Vrem așa de mult să trăim ceea ce cuvântul Tău spune. Mereu să Te văd, mereu să Te simt. Doamne, să știu că ești cu mine întotdeauna. Știu că ești, dar acea conștientizare, acea frumusețe și mereu să mă gândesc la Tine, mereu să vorbesc cu Tine, realitatea Ta, puterea Ta, că Te-am diminuat, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Și am zis, ce puțin Te cunoaște. Noi ca și creștini, de atâta lume, care habar n-au de Dumnezeu. Știi doar teorie și vedeți câte lupte, câte păcate, cât întuneric. Am zis, Tată, cum poți să mai reziști atâta nelegiuire și păcat și nedreptate și suferință? Doamne, manifestă-ți gloria pe pământ. Și eu cred că este vremea și mi-a spus Domnul odată, câțiva ani în urmă, eram în rugăciune, așa, în profunzime, știi când coboară gloria aceea, cum am spus, ca vod, care e ca un greumânt, așa de puternic peste tine, peste trup, suflet și duc și știi că atunci poți să ceri și poți să-L auzi pe Domnul. Și atunci Domnul asta mi-a zis, chemați gloria mea. Am zis, de ce, Doamne? Ce voi nu știți cât de mult diavolul tremură când voi chemați gloria mea și când gloria mea se manifestă. Și am citit, un frate spunea,
E adevărat, sunt și eu în confirmare cu același lucru. Noi știm ce putere este în numele Domnului, diavolul fuge și nu suportă unde cu adevărat credem că ne rugăm în numele Domnului, sângele Domnului, puterea Duhului Sfânt, dar mai mult diavolul tremură când gloria Domnului coboară. De ce? Pentru că zic, de ce, Doamne? De ce tremură? Mie mi-a spus Domnul asta, Damasco, am găsit confirmare un alt frate care spune același lucru. Ce voi nu știți cât de mult tremură vrășmașul când gloria mea se manifestă. Și din nou spun, Doamne, explică mai bine despre gloria. Era câțiva ani când nu cunoșteam prea mult despre gloria Domnului. Când gloria mea coboară, eu însumi cobor. Eu însă mă manifest Shekina gloriei, cu minuni, cu semne, cu vindecări, când diavolul nu mai poate să facă nimic. De aceea lui e teamă când gloria mea coboară, de aceea mi-a zis Domnul, chemați gloria mea. Fii fomentat de gloria Domnului, vorbește despre gloria Domnului, cântă despre gloria Domnului, gândește-te și meditează la gloria Domnului, fii mereu în Sfânta Sfintelor și cu cât vorbim despre ea, o atragem în noi. Răspunde o săptămână, două, nu pot să explic și când vorbesc și public nu mă manifest așa, dar nu vă pot spune cu cât citeam și studiam despre Domnul, gloria Lui, focul dragostei Lui, numele Lui, deja nu mai puteam o forță, o putere, o glorie cobora peste mine, doar plângeam și doar plângeam, curgeau lacrimile și nu puteam să mă opresc, m-am dus la baie, nu puteam să mă opresc, m-am culcat în lacrimi, m-am sculat în lacrimi, de era gloria Lui, de nu plângeam de durere, de nevoi, de lupte, nu! Era un plâns al prezenței Lui, al gloriei Lui, care mă motiva și mă atrăgea mai mult spre El. Și cuvântul Lui a devenit mult mai real, mai viu, mai atrăgător. Și aceasta vrea Domnul cu fiecare de noi să chemăm gloria Lui Dumnezeu. În vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta, în engleză spune... Este fullness of joy, fullness din noi este plinătate, de dă pe deasupra de bucurie, este în prezența Domnului. Unde? În Sfânta Sfintelor, în prezența Lui. Am ajuns acolo? Dacă nu avem bucurie, n-am ajuns. N-am ajuns, sau doar mai puțin. Acolo nu ai cum să mai plângi, acolo doar te bucuri. Și doar îl auzi pe Dumnezeu și ești în ton cu Dumnezeu, în plan cu Dumnezeu pentru ceea ce El vrea să faci, ca tu să faci. Și să spune mereu Domnului, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. De câte ori spui Domnului că îl iubești, chiar îl iubești cu adevărat. Și de aceea vă spun că din cele trei trepte, poate există un timp mai scurt sau mai lung ca să treci de la o dimensiune la alta, de la un nivel la altul, de la o treaptă la alta. Da? Și aceasta depinde de noi. Cum am spus, cu părere de rău spun, cunosc atâția și atâția creștini și nu cu duc de judecată, care încă după ani de zile sunt tot în curtea din afară. Unde-i zgomot, unde-i gălăgie, unde-i bârfă, unde-i fire, unde este încă lucruri firești, alergare după lume, pofte, bogății, îngrijorări, stări, care nu le experimentez pe Dumnezeu. Domnul vrea și astăzi te cheam, vină mai sus. Îndrăznește să fii mai aproape de mine. Se poate și s-ar putea, cum am spus, să nu treacă multă vreme și aici, în locul preasfânt. Și cel mai greu este să ajungem acolo, în Sfânta Sfintă, în prezența Domnului. Dar s-ar putea uneori să treacă 5 minute, 10 minute, sau poate să treacă și 2 ore, 3 ore. Pentru că odată ce ești în rugăciune, ești în închinare, în singurătatea ta, pentru că atunci poți să stai mult, de multe ori la biserică nu, dacă e ungere, încântare, în cuvânt și așa, și ești deschisă, da, primești gloria Domnului, dar și atunci e limitat, deci e program. Și când să te despeți în Domnul și simți puterea și prezența Domnului, oprim pentru că urmează alt program. De aceea este mai greu în biserică, da? Și de aceea păstorii, liderii au nevoie de discernământ și să aibă acea îndrăsneală și cura sfânt să fie conduși de Duhul Sfânt și nu de program. E mai greu, e adevărat, că asta sunt învățate programe din biserică, dar totdeauna cei care sunt conduși de Duhul Sfânt și au revelația Duhului Sfânt și lasă chiar predica și lasă chiar și eu știu ce alte programe, pentru acea revelație care curge atunci cu plâns, cu duc de rugăciune, de închinare, de mijlocire sau de pocăință, să lași pe Duhul Sfânt să conducă biserica, este atât de important atunci cu adevărat.
adevărat se produce transformări. Altfel, de multe ori avem doar programe, doar spectacol sau doar informații. Vorbesc în general, dar mulțumesc Domnului că sunt și astăzi destule biserici și lideri care înțeleg și știu lucrul acesta și lasă pe Duhul Sfânt să lucreze. Avem mare nevoie de aceasta. Deci, în momentul când intrăm și mergem să ajungem în Sfânta Sfintelor, e puțin mai greu pentru că încă avem tot felul de gânduri. De aceea este acel altar pentru tămâiere. Că acolo te lupți, te rogi, mijlocești înaintea Domnului, acolo începi să-i mulțumești, pentru că atunci se face acea curățire din sufletul tău, să nu mai fii în îngrijorare, în fire, tot felul de gânduri. Aici e mai mult timp, îți ia, chiar la ușă, dincolo de perdea, ca apoi să intri. Și uneori trece timp, uneori stai și stau în prezența Domnului, mă rog, mijlocesc și nimic. Doamne, și obosesc, uneori mă ridic și plec, am treburi. Omă, iar îmi pare rău, Doamne, nu. Nu vreau. Vreau să stau cu tine. Și am mai spus de multe ori, nu mă las, mă duc, fac ciorba, dar iar mă duc în genunchi. Iar nu simt nimica, iar prezența Domnului. Zic, eu nu sunt mulțumită doar așa cu o rugăciune și o mijlocire sau o cântare, nu. Ori ajung în Sfânta Sfântă în prezența ta, o nu. De ce? Odată ce le experimentezi pe Dumnezeu, nu mai te mulțumești cu puțin. Vrei mereu. Da, dar nu se poate întâmpla mereu, pentru că datorită circumstanțelor, luptelor spirituale, ce mintea ta, îngrijorările, treburile, că trebuie să te duci, trebuie să faci, trebuie să alergi. Da, nu ce da, Dumnezeu asta vrea. Și odată așa de mult și trebuia neapărat să plec și am stat cu Domnul, am cântat, am stat în tăcere, de aceea din nou repet, tăcere înaintea Domnului, ca să poți să intri în Sfânta Prezență. Da? Și ce credeți? Am plecat cu mașina, nu mai știu unde. Chiar eram pe un pod foarte mare și lung și dintr-o dată am pus melodii să cânte. Când a coborât prezența Domnului, am zis, tată, conduce tu mașina, că nu să știi, că îmi venea, doar plângeam, nici nu mai vedeam, pun piciorul pe accelerație, pun pe frână, Doamne, condu mașina, am zis. Și atunci, în momentul ăla, a început Domnul să mijlocească, să cânt, și am început cu nașteri divine, supranaturale și suspine negrăite. Doamne, ce frumos! Am zis, Domnul te ia prin surprindere. Așa că fii gata oriunde și în orice loc ca Domnul să te folosească și să experimentezi prezența lui Dumnezeu. Multe ar fi de spus. Vreau să mai continui și altă dată despre aceasta. Deci trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Cum am spus de multe ori, nu te grăbi, stai și așteaptă-L pe Domnul. Pentru că cu adevărat El vrea să-ți vorbească, vrea să te întărească, vrea să te mângâie, vrea să te apropii cât mai mult de El. Dar nu uitați, Domnul cere sfințenie. Sfânt înseamnă fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Fii sfinți că eu sunt sfânt. Și aceasta ne va ajuta foarte mult. De sfințenia înțelegem trup, suflet și Duh, în gândire, atitudine, vorbire, absolut tot. Dele Domnului, lasă să sfințească totul ca să putem să potrivim, să fim plăcuți Lui. Pentru că și în Vechiul Testament și hainele și toate obiecte, totul trebuia sfințit. Da? Și de aceea, haideți să fim acele persoane care dorim să stăm în Sfânta Sfintelor, dorim gloria lui Dumnezeu ca să se vadă această șechina gloriei, să vină peste noi, familiile noastre, țările noastre, peste tot și eu cred. Eu cred că Domnul va face această minune ca să vedem gloria Lui. Aș vrea să închei cu această cântare, care cred că o știți cu toții, încă sunt nici în românește, și aș vrea să ne închinăm acum în Duhul nostru, acolo unde sunteți, în cameră unde sunteți, dacă vreți să stați în genunchi, pe scaun, în patul, treaba voastră, cum vreți. Închidem ochii și prin melodia și cuvintele acestei cântări, haideți să intrăm în Sfânta Prezență. Și asta trebuie să practicăm zilnic și să nu mai fi mulțumit doar cu cât ai avut până acum. Eu nu sunt mulțumită, vreau mai mult și știu că Dumnezeu satură după dorință.